Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Suceava în baza legii 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Discuțiile au avut ca punct de interes problematica respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități din perspectiva Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, a legislației din România și a realităților românești. Scopul evenimentului a fost promovarea organizațiilor din județul Suceava care activează în domeniul dizabilității și stabilirea de legături între acestea. De asemenea, au fost urmărite în cadrul evenimentului și alte două obiective: explorarea barierelor care împiedică persoanele cu dizabilități să ducă o viață independentă și identificarea unor exemple de bună practică în județul Suceava. Prin această coaliție ne propunem să identificăm aproximativ 20 de ONG-uri care luptă pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, împreună să formăm o voce comună, să putem dezvolta un dialog constructiv cu autoritățile publice locale, să încercăm să schimbăm ceva din punctul de vedere al accesibilizării spațiului public și, de ce nu, să ne accesăm foarte, foarte mult pe cele trei drepturi principale: dreptul la educație, dreptul la muncă și dreptul la liberă circulație, care sunt greu accesibile persoanelor cu mobilitate redusă și cu diferite categorii de dizabilitate. În cadrul acestui proiect am desfășurat foarte multe activități, am identificat suficiente ONG-uri pe latura socială și nu numai. Ne dorim să facem un front comun și cu asociațiile civice care funcționează în județul Suceava. Propunem să reprezentăm interesele ONG-urilor din domeniul promovării și respectării persoanelor cu dizabilități la nivel județean și apoi, de ce nu, la nivel național, prin intermediul forurilor naționale, prin Consiliul Național al Dizabilității din România și prin, acum o să vedem cum o să se finalizeze fuzionarea ANPD-ului cu cealaltă instituție, autoritate națională. Și totodată, prin această coaliție, ne dorim creșterea participării autorităților locale și centrale la susținerea programelor derulate de sectorul ONG. Pentru că, pe de o parte, ONG-urile încearcă să facă ceva, dar avem foarte mult nevoie și de aportul autorităților și de implicarea acestora. Nu neg faptul că instituțiile de protecție socială se implică și colaborează foarte strâns cu ONG-urile de profil social din județul Suceava, însă, dacă am reușit să realizăm această coaliție, vocea noastră comună va cântări mult mai greu într-o eventualitate în care dorim să exprimăm mesajul nostru la nivel internațional și apoi la nivel european prin intermediul European Disability Forum. La forumul județean Inclusiv Eu, dreptul la o viață independentă pentru persoanele cu dizabilități, a fost invitată Diana Chiriacescu, președintele executiv al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, care a susținut tema Toate drepturile fundamentale pentru toate persoanele cu dizabilități, utilizarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în demersurile de îmbunătățire a politicilor publice de la nivel local și central. Avem o convenție în spate, ne putem folosi de ea. Suntem membri în Uniunea Europeană, o structură cu obligații noi pentru persoanele cu dizabilități, nu mai avem același context ca în anii 90. Deci trebuie să știm ce facem cu aceste instrumente și cum le folosim mai bine. Interesul de fapt al nostru, al tuturor, este ca viața persoanelor cu dizabilități să fie demnă, participarea lor să fie activă în comunitate și ei să fie recunoscuți ca cetățeni cu drepturi depline, pe baze egale cu toți ceilalți. De fapt, mesajul lui Radu și mesajul tuturor persoanelor cu dizabilități astăzi în România, ca și în Europa și în lumea întreagă, este toate drepturile fundamentale pentru toate persoanele cu dizabilități. Coaliția ONG Suceava pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități va fi susținută pe o platformă online pe site-ul asociației Help and Advice. De asemenea, cei interesați sunt încurajați să consulte și să folosească pagina de Facebook Suceava Accesibilizată.